Conform legii, între 1 noiembrie și 1 aprilie nu se pot face evacuări din locuințele sociale, deși în momentul de față 58 de familii înregistrează restanțe mai vechi de 3 luni. Din acest motiv, acțiunea aceasta s-a asistat până acum fiind evacuate 10 familii de pe străzile Rafinorilor și Mihai Bravu. Avem 10 evacuări efectuate. Sigur că mai avem o listă de 58 de restanțieri care înregistrează o restanță de cel puțin 3 luni. La chirie și la utilități, însă conform legii între 1 noiembrie și 1 aprilie nu mai avem dreptul să dispunem aceste evacuări, chiar dacă e vorba de hotărâri definitive și judecătorești ale instanței. Familiile respective au rămas în momentul de față fără un acoperiș deasupra capului, însă acestea au fost somate în repetate rânduri să achite măcar o parte din suma restantă, lucru care nu s-a întâmplat. Însă lor li s-a pus în vedere, în momentul în care procesul era pe rol, să achite măcar o parte din restanțe. Ei nu au făcut acest lucru, puteau să facă un efort, se poate interpreta dacă este vorba și de oarecare lipsă de responsabilitate acestora. Cu toate că nu prea au ce să facă, autoritățile locale încearcă să găsească o soluție pentru cei care au rămas fără case. În situația actuală, cea mai bună variantă ar fi modificarea legii. Ne străduim să găsim soluții pentru aceste persoane, deși legea nu ne ajută foarte mult și aici asigur că considerăm că este necesară o revizuire a legislației, întrucât conform legii, acele persoane care au fost evacuate în urma unei hotărâri definitive și revocabile a instanței nu mai au dreptul la o nouă locuință socială. De ei se pot crea foarte multe și se creează realmente multe dezechilibre. Nu mai durează mult și primele ninsori vor începe să apară. Frigul deja s-a instalat, iar situația celor rămași în stradă nu este deloc liniștitoare. În cazul în care nu au rude sau cunoștințe la care să poată locui, momentan nici autoritățile nu-i pot ajuta, chiar dacă ar vrea.